Această serie nu moare, fraților, chiar dacă sunt 31 de grade afară. Eu, împreună cu fratele meu Marius, pe care îl salut, ne-am strâns să facem încă 6 probe, foarte multe dintre ele date de voi acolo pe TikTok cu menționări atât la mine cât și la Mari. Așadar, dacă vreți să continui această serie nebună, pentru că atât astăzi cât și data viitoare vom avea 2 probe foarte periculoase, haideți acolo cu 10.000 de like-uri. Toată lumea stop în acest moment și toată lumea care se uită să apese puternic pe butonul de like și pe butonul de subscribe, deoarece mergem ușor, ușor spre 200.000 de abonați. Vă las și linkul lui Mari în descriere cu canalul de YouTube și haideți să vedem probele de astăzi. Și înainte să începem prima probă, nu uitați că pe golazo.ro găsiți cele mai tari tricouri originale, atât mai noi cât și mai vechi. Spre exemplu, dacă vreți să vă cumpărați un tricou cu Barcelona, adăugați tricoul în coș. Găsiți aici în coș frumos toate produsele adăugate și dacă adăugați codul Tudor Buțan, aplicați frumos cuponul, aveți 10% reducere la absolut orice comandă. Găsiți tricouri cu mânecă scurtă, dar și cu mânecă lungă, așadar mergeți chiar acum în descriere și cumpărați-vă un tricou de la echipa favorită. Prima probă de astăzi, direct de la Robert Lewandowski, care a stat față în față cu un perete, a încercat el de 2 ori să-și dea așa mingea mai tare și când s-a apropiat a făcut 10 duble rapide. Nu știu cât de repede ne mișcăm noi, dar peretele ăsta mi-a cam dat teroare, pentru că am și căzut, aici știți filmarea de pe TikTok. Deci fii atent cum a făcut, a venit, era mai la distanță și a băgat un cap, i-a venit, s-a dat mai aproape, a mai băgat un cap și după aia când a venit aici, direct 10. Ah, 6, trebuie să ne iasă 10. Da! 10! 10! Hai, Mari, să te văd! Hai, Gogule, prima încercare! Îi dau mai întâi în zi sau cu capul eu de... Șapte, bravo, mă, 7. 6, bravo! Bravo! 7, 8, 9, 10, 11, 12... Bravo, bă, bravo, mă, bravo! Următoarea probă, băieți, cred că este și cea mai grea din episodul de astăzi. Avem aici ca o rampă ceva, să ridicăm mingea și acolo, direct un cerc. Este proba de pe TikTok, execuție din rabona, după ce dăm un panou, direct în cerc. Și puțin din drop, așa, nu știu, o să fie greu. Nu iese? Iese. Cred că e cea mai grea, nu știu dacă nu iese, dar hai să încercăm. Hai, Mari, prima încercare. Hai. O facem! Oh, nu cred! Hai, mă, dă, prietenul nostru! Hai! Bine! N-a fost rea, bravo! Mamă, bravo, băia! Ăla de pe TikTok n-a dat în cerc, a dat numai cum ar veni pe marginea lui. Hai! Bravo, mai sus un pic. Bravo, bă! Hai! Foai de capul meu! Maica ta! Merge secundele. Bine, mă! N-a fost... dăm episodul, pentru că am zis că dacă nu ne ieșea, ne opream și nu mai postam. Sunt deja 2 ore și ceva și Mari reușește chiar din drop acolo. O execuție nu e chiar bună la Mari, ați văzut, dar mai grea decât la bună, la mișto, așa frumos. Bine, Mari, bravo! Următoarea probă, după ce ne-a închinit aproape o oră, fraților, la proba cu numărul 2, Manuel Neuer, ați văzut ce găurică mică avem acolo, la fel a dat și el pe un geam, la un bloc. Noi nu avem un geam așa de mic, ar trebui să fie un geam de baie mare, nu? Atât de mic, dar avem acolo găurică mică, la fel, cu mâna, direct de acolo. Prima încercare, fraților, s-a urcat și mare acolo. A few moments later. LOL! Adevărată sau pe? Hai să vedem. Da, mă! Da, mă! Dar am zis că o dăm din a 5-a sau a 6-a încercare direct Manuel Neuer. Bă, ca portar sunt bun, măcar sunt bun ca portar. Mari vrea să o dea din spate, fraților. Uitați acolo, gaura. De aproape gen, dar din spate. Hai să vedem. Nope! A dat-o, mă! A dat-o, mă, nebunul din a doua! Mă rog, el a dat mai de aproape, dar am vrut să dăm din ambele părți. Bravo, gogule! Iese, mă, carai! Maestro Kimpembe, atât vă zic, băieți, 10 duble a ținut nebunul la antrenamente, dar pe tibie. Ideea că trebuie să mergem cumva în sus, dar pe tibie și să ținem 10. Așa, ceva de genul. N-am mai încercat niciodată, dar mare ce că nu se pune acolo nici toate probele. Oricum, nu poți să în clipul până nu ies probele, corect? Prima încercare! Băi, dar tibie, mă, frate. Stai că eu muscă fix pe camera. Ia uite, o vezi? Șapte din prima, bravo! Șase, bravo! Bă, fii atent! Facem cum iese primul. Challenge la proba asta, da? Gen nu se facem toți, da? Care iese primul are de la mine 100 de lei. Atunci facem așa, 3 încercări eu, 3 tu, 3 el. 3 mă dă, da? Mă dă? Hai! 1, 4, 5, 6. Este, mă, 7! Eu când dau de bani, nasol. Hai, da! Gata, mai una. Pa! Hai, mă, de 3 încercări. Cinci, bravo! 4, 5, 6, 7. Oh, și nu era bună, da? Bravo! Dar atât ție 15. Nu voi și tu să întreci pe Kimpembe? Păi mai fac o dată și le trec. Secundele merge. Merg secundele? Da? Merge secundele. Cel mai viral videoclip din Germania din această lună vine din Bundesliga direct, când un jucător a vrut să umilească portarul și să șuteze de la mijlocul terenului să dea gol, dar surpriză, portarul face preluare și ține pe picior. Încercăm și noi să recreăm faza, să vedem dacă ne iese. Prima încercare, hai! Hai, Mari! Oh, gol! Luai gol, nebunule! E normal, așa a venit și lui și gândește-te că era... Băi, Mari, gândește-te că era în timpul meciului el. Hai! Hai, hai, hai! Ok. Bravo! Ah, bravo, mată! Hai! Ueleu! Alergă că era bună! Și... Hai! Bine, băi! Ia-o mână, ia-o mână, ia-o mână, ia-o mână! Ia-o mână că ești portat! Ia uite, băi, și dea autogol! Mai dă două, mai dă două! Și am ajuns, fraților, la ultima probă de astăzi, o probă pe care vă rog insistent să nu o încercați acasă. Este o probă pe care trebuia să o facă Cristiano Ronaldo într-o reclamă cu Castrol, însă cei de la Castrol s-au răzgândit și nu au mai dat foc la minge pentru a nu pune în pericol pe Cristiano, însă noi astăzi încercăm să o facem pe bune și haideți să vedem ce a ieșit. Eu zic că e suficient, nu? Eu zic că e prea bine. Da? Hai să vedem. Mamă, nu pot să cred. Nu încercați acasă, fraților. Tu că știi imediat mingea. Dar vreau să-i afoc și mingea. Hai să vedem. Hai să vedem dacă i-a afoc mingea. O mai las? Vrei să poate bubui mingea, boss. Aia, eu de-aia m-am dat. Trag! Ric minge. Dar vreau să ardă mai mult. Fraților, am pus șervețele să ia foc mai repede, deoarece materialul este mult prea lucios. Hai să vedem. Dă-i foc. Mai dă-i, trebuie să-i deci în față. Gata? Hai! 3, 2, 1, da? Hai! Uhuhu! Uhuhu! Așa, tata. Ce senzație! Bă, nu încercați, fraților! Hai, fraților! Și Mari, ultima încercare! Lasă-o mai mult! O lasă ardă, o lasă ardă, băieți, ca să-i dau ca lumea! Hai! 3, 2, 1, 3! Mai lasă, mai lasă! Gata? Hai! Mare gol! Băi, cum s-a auzit, nu-mi vine să crezi și cum s-a văzut. Așadar, fraților, terminăm episodul de astăzi în siguranță. Facem aici curat cu șervețelele cu tot. Le mulțumesc mult de tot, băieților, lui Mari pentru curaj și lui Mădălin pentru că el a avut ideea cu șervețelele lipite acolo ca să ia foc mingea. Și ia să ne cum arată mingea, băi. Deci uite pe la ea, săraca, cum e. Băi, săraca. Tot. Fraților, nu uitați de butonul de like și de subscribe. Până data viitoare, eu am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa!